Bună tuturor celor din Zodia Gemeni sau care aveți ascendentul sau luna în Zodia Gemeni și bine v-am regăsit la o nouă citire despre iubire. Citire valabilă în intervalul 16-30 aprilie 2024. Astăzi vom discuta despre ce vrea persoana iubită de la voi și ce crede această persoană despre voi. În cazul în care vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, să vă abonați sau să distribuiți acest video, să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. În primul rând vom vedea ce gândește această persoană despre voi și aici avem un 10 de monede. Ori că sunteți într-o relație de lungă durată cu această persoană, ori o cunoașteți într -o, sau ați cunoscut-o într-un mediu public, ori vorbim de foarte multă obișnuință, rutină zilnică. Poate este căsătorită sau poate este o persoană care se gândește foarte mult la familie, familia lui, familia ei sau la familia voastră. Poate fi o persoană care nu se desprinde de familia de sânge. Ce gândește despre voi? Probabil situația asta, că sunteți prinși, poate unii sunteți căsătoriți și nu prea poate să viseze această persoană care putea să fie ceva între voi și, ace și el sau ea. Da, mi pare foarte multă agitație și oboseală, cam mult haos aici din punct de vedere emoțional, clar nu vorbim despre o legătură simplă, vorbim despre agitație, este o persoană care se gândește foarte mult, se enervează foarte ușor când se gândește la voi și nu suportă anumite situații care... Îl împovorează sau îl împovorează, nu mai are răbdare, vrea un final, se gândește la acest final, dar un final uh, obositor, să știți. Vrea să se desprindă, dar văd și foarte... da, nu. vrea să se desprindă. Vreau să spun că este și foarte prietenoasă, este o persoană sinceră, dar văd că vrea să pună o pauză, se gândește la o pauză, se gândește la un final. Asta în cazul în care nu sunteți deja în situația aceasta. Dacă sunteți deja în situația aceasta, să știți că persoana aceasta nu mai suportă, se gândește la voi, dar nu mai poate continua legătura. Pentru că se simte, simte că ar fi ceva de trecut sau că nu ar fi o legătură de viitor neapărat, mai are speranțe în legătură cu. Dar nu falsitate, că nu vorbim neapărat de falsitatea în sine, ci de uh, modificarea adevărului, să spunem așa, sau modul în care s-a văzut, s-au văzut lucrurile în relație. Aici cred că sunt și anumite puncte nediscutate, iar această persoană își face propria, propriul scenariu. Nu a discutat cu voi deschis. Ce vrea de la această relație? <coughs> o discuție o discuție poate clarificatoare, o informație, să vină ceva spontan, mi apare și foarte multă dezamăgire, dar e vorba și de o discuție. Deci cred că aici vorbim despre un final și acum a încercat să reparați relația sau această persoană să se gândește cum să facă să repare relația cu voi. Mi apare și foarte multă dezamăgire. Posibil să aveți de -a face cu semne de apă, rac, scorpion, pești, semne de pământ, sau orice capricorn. Mai există cineva în toată povestea. Ce vrea de la această relație? Să fiți împreună, dar suferă cam mult. Vorbim și nu numai de o amantă. Ori voi sunteți în postura aceasta, ori cealaltă persoană, persoana la care vă gândiți și dacă e cealaltă persoană să persoana la care vă gândiți, să știți că nu este ușor să fie în postura de amant sau amantă. De aceea vă dă așa semnale confuze. Mi-apare foarte multă confuzie și neclaritate. În, nici el sau ea nu știe ce își dorește cu adevărat pentru că aici vorbim de o casă, vorbim de ceva stabil vorbim despre o legătură veche <coughs> și o legătură poate chiar și din interes poate voi nu vă desprindeți de persoana iubită sau poate el sau ea nu se desprinde de persoana iubită pentru a clădi ceva împreună cu voi până unde este dispus această persoană să meargă Atâta timp cât uh, încă se va simți în echilibru, să știți, într-o legătură cu voi, până acolo este dispus să meargă, atâta timp cât va suporta ideea că este împărțit sau împărțită cu altcineva, până oricum până într-un punct, deci nu cred că până unde este dispus. Da, e o legătură mai complicată și există foarte multă confuzie, foarte multă indecizie. Uneori această persoană este mai flexibilă și parcă-și ar dori să continue relația, alteori la... în alte dăți vrea să o lase în urmă. și cum nu, nu, mai vreau să mă gândesc care mai putea să existe în viitor. Dar vorbim de ceva foarte vechi, vorbim de ceva foarte. Ține de ceva timp și văd foarte multă comunicare, surprize plăcute, un cuplu un cuplu și încă o persoană. Deci aici nu este vorba de o relație simplă. Pentru unii dintre voi nu vorbim de o relație simplă. Până unde este dispus, nu mi apare chiar și o cerere în căsătorie, în anumite situații acolo unde se poate acest lucru, vor mai fi niște discuții între voi și această persoană, discuții vechi, reluați niște discuții cu persoana iubită, posibil să aveți de-a face cu semne de pământ, ori fecioară capricorn, semne de foc, berbecleu săgetător se gândește foarte mult la trecut. Probabil ați avut un început de poveste foarte, foarte pasional și această persoană încă se gândește că se mai poate cum a fost cândva. Intimitate între voi și această persoană. A avut și o căsătorie. O legătură un pic obositoare, ca și cum ați fi prins într-o capcană, ca și cum v-ați se, această persoană se limitează, această persoană se îngrădește, această persoană nu mai poate să ducă povestea aceasta la un moment dat. Îi se va părea foarte greu să vă împartă sau poate voi împărțiți. E o relație un pic mai complicată, să știți aici. Văd că vă, revede, vă veți revedea cu persoana aceasta și dacă n-a fost sinceră de la început, parcă vă spune de modul în care se simte și cum trăiește această experiență, această relație. La ce vă aduce relația dacă aveți răbdare, tristețe, melancolie, nemulțumire, multe semne de întrebare, aveți de-a și cu semne de apărac, scorpion, pești, nevoie de a vă expune dragostea sau um, implicarea emoțională este mult mai puternică decât situația în sine. Voi aveți răbdare, dar se distruge. Se distruge această legătură, pentru că aici vorbim și de un interes la mijloc, chiar dacă sunt sentimente, chiar dacă există o abundență de emoție, parcă se pierde tot, această, tot acest lucru, undeva. Vă bucurați voi cât vă bucurați de relația aceasta, dar mi apare și prea multă supărare, prea multă suferință, mult, prea mult și parcă nu vă mai simțiți iubiți. Deci dacă, chiar dacă aveți răbdare în relația aceasta, la un moment dat simți, vă simțiți ca o jucărie, unii dintre voi sau poate, această, poate cealaltă persoană și nu vă dați seama de lucrurile acestea, depinde în ce postură vă aflați. Cum va fi viața ta dacă decizi să renunți la relație? Nu puteți renunța aici, mi apare o dependență. V-ați creat niște obiceiuri, vă simțiți foarte prinși de această legătură, simțiți că vă sufocați, că nu puteți trăi fără această persoană, deci nu vă gândiți la o altă variantă nici de cum. Că ați putea să vă vedeți de viață fără să aveți această persoană în viața voastră. Poate aveți de-a face și cu un capricorn. Ia să vedem. Nu, vreți să împărțiți această persoană, oricât este nevoie. Nu vă vedeți viața fără el sau fără ea. Și nu văd să vă doriți să renunțați. Mi-apare foarte multă determinare, hotărâre. Sunteți dispuși să faceți tot ce vă stă în putere pentru a obține această dragoste. Posibil să aveți de face și cu un vărsător, cu un berbec, Văd speranțe. Veți avea noroc în următoarele două săptămâni să mai interacționați, să se mai întâmple ceva între voi și persoana aceasta, să mai aflați ceva, să mai scăpați de o presiune din gândul vostru, pentru că văd și momente de împlinire, de noroc. Poate vă cere scuze, poate vă justifică un gest și vă încântă lucrul acesta, doar că este pe moment. Aveți multe semne de întrebare, pentru că vedeți persoana un pic mai libertină, poate cochetează și cu alte persoane pe lângă voi, dar treceți cu vederea, pentru că vă simțiți voi mai iubiți de el sau de ea. Deci vă gândiți la lucrurile astea, sunteți prea implicați emoțional și încă nu aveți toate răspunsurile ca să vă dați seama ce vreți pe mai departe. În următoarele două săptămâni, cel mai probabil situația o să rămână constantă, dar în același timp vor mai fi momente în care apar așa explozii de discuții sau câte un răspuns la situația în care vă aflați. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!